Bună, sunt Cristina, sunt alături de Dani și Lucian de la Purple Eagles. Bună, băieți! Bună, Cristina! Cum v-ați simțit la acest meci? Confortabil. Putem spune că nici nu ai aștepta să facem o figură așa frumoasă în seara asta, să marcăm 7 goluri, dar se pare că am reușit și performanța asta. Puteți să-mi povestiți puțin din prima repriză? Am fost puțin dezorientat din cauza că nu am jucat în formula asta niciodată și se pare că în a doua repriză am început să strângem rândurile și să ne revenim treptat și să reușim să ne apropiem de echipa adversă, mă refer la scor. Cum vă simțiți în această ligă? Eu spun că destul de confortabil, ce să spun, e primul meu meci, vă spune că, nu știu, după prima impresie, ok, foarte bine. Având în vedere că a fost primul tău meci, ai avut emoții astăzi? La început, da, sincer să fiu, da, am avut emoții, dar, după cum am spus, treptat am început să am capăt încredere în mine, în echipă și să reușim să marcăm 7 goluri, ceea ce nu mă așteptam. Ok, îți mulțumesc mult și baftă în continuare. Nu uitați să vizitați site-ul oficial ligaprieteniei.com și pagina de Facebook Liga Prieteniei. O seară bună!